Bună ziua, dați prin dispoziția numărul 192 din 20.05.2016, privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Roman, prezența s-a făcut de domnul secretar, sunt 15 consilieri prezenți, din total de 21, putem trece la lucrările ședinței. Aprobăm ordinea de zi. Cine este pentru? Cu un proiect suplimentar pe care toți consilierii l-au primit pe adresa de e-mail. Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre numărul 1 privind aprobarea contului anual de execuție bugetară pe anul 2015. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții, întrebări? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 2 privind rectificarea bugetului local consolidat și a listei de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Întrebări, discuții? Cine este pentru? Aș propune să votăm anexele separate, 1, 2 și 3, ca să putem să participăm de rând la vot. Eu menționez că nu votez anexatul. Mă abțin. Mai sunt abține la acest proiect? Nu participă. Și doamna ta nu vezi la 3. 2 și 3. Alte discuții pe acest proiect? Alexa 1. Cine este pentru? În unanimitate. Alexa 2. Cine este pentru? Cu cele două neparticipări care s-a discutat la început. Unanimitate. Alexa numărul 3. Tot cu una singură neparticipare, doamna Tanovici. Unanimitate. Proiectul de hotărâre numărul 3. Privind aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2016. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții, întrebări? Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Trecem mai departe. Proiect de hotărâre numărul 4 privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 209 din 2015 privind aprobarea funcțiilor publice a organigramei statelor de funcții pentru aparatul de specialitate și serviciile publice subordonate. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții, întrebări? Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 5 privind acceptarea unei donații. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Administrarea Teritoriului? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Vă rog, domnul primar. Da, vreau să fac o precizare aici, să vă informez. Este vorba despre un teren pe care noi trebuie să-l achiziționăm pentru partea nord a orașului de la o persoană fizică. Pentru că era mai greu, l-a achiziționat dedemanul, l-a cumpărat pe banii lor, și ne-l donează nouă primărie municipiului Roman, bineînțeles, gratuit fiind donație. Mulțumesc. Dacă discuții, întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, ar fi fost chiar și culmea voastră. Dar... Proiectul de hotărâre numărul 6 privind aprobarea cumpărării unei construcții. Avizul Comisiei de Buget Finanțe? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții, întrebări? Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Proiectul de hotărâre numărul 7 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Fundația Pacea. Acordul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții, întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Mulțumesc. Și am ajuns la proiectul suplimentar pe ordinea de zi. Proiect privind completarea hotărârii Consiliului Local numărul 115 din 2016 privind aprobarea documentației tehnic
tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economice a proiectului și a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului. Avizul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. O să rog pe domnul primar să... Este vorba despre o completare a documentației tehnice și a cadrului reglementat prin hotărâre de Consiliul Local pentru proiectul cu fonduri europene privind eficientizarea termică a clădirilor rezidențiale. Adică este vorba de completarea documentației privind calculului de blocuri pe care îl înaintăm pentru obținerea de fonduri în vederea izolării termice a blocurilor de municipiul Roman. Mulțumesc. Alte întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. S-a aprobat în unanimitate și cu aceasta declară închisă ședința de astăzi. Da, eu vreau să vă mai spun un lucru. Joi, 26 mai, la ora 15, va avea loc inaugurarea Bibliotecii Municipale din Roman, o bijuterie arhitectonică a municipiului Roman, o clădire apreciată de foarte mulți de cei care au venit în ultima vreme în Roman, vor fi și personalități din Roman, din județ, din Moldova și de la nivel național care vor fi prezente la inaugurare. Vă invit și vă voi mâna așadar invitații pentru a fi prezenți la această activitate. De fapt, sunt două invitații, una la bibliotecă și una la spectacolul Muzică și Suflet în Luna Florilor. Va fi prezentă corala Armonia, Arhiepiscopiei Tomisului, una din cele mai frumoase corale din România. Și vă invit cu toată dragostea pe toți. Pentru că eu consider că am colaborat bine, am făcut echipă bună și această echipă a fost funcțională la Roman și a obținut rezultate frumoase. Și până la urmă, rezultatele sunt ale orașului și ale municipiului și ce rămâne, rămâne făcut din mandatul nostru împreună aici. Și pe această cale vreau să vă mulțumesc pentru colaborare și să vă înmânez aceste invitații. La casa Mirelui.